Doresc să spun bun venit. Deschis. În casa Domnului, în această dimineață, am dorit ca în numele Domnului Iisus Hristos să deschidem serviciul de părtășie din această dimineață cu cântarea numărul 415. Vezi cum trei cu Daniel. Amen.
pentru că suntem la serviciu de părtășie, haideți să mai cântăm cântare, două, dacă cineva are preferință.
Pacea Domnului și bine ați venit în această dimineață în casa de rugăciune. Mă bucur să vă văd din nou. Pe unii v-am văzut cea seară, pe unii nu, pe unii vă văd acum. Când a fost anunțat săptămâna aceasta, ar trebui să mă pregătesc pentru dimineață să țin cuvântul la ora de rugăciune. Am gândit cam oare despre ce aș putea să vorbesc și un gând așa mi-a trecut prin minte, terminat acum două săptămâni de citit cartea Educație,
Și am zis, hai să mă uit pe acolo să văd dacă mi-aduc aminte ceva. Știam că citind am văzut ceva care ar putea să dezvolt puțin. Și n-am trecut prea mult prin titlurile cărții la capitolul 7. Citind titlul, mi-am adus aminte că aici ar trebui să fie ceva. Și titlul capitolului este Bărbați, exemple a unor bărbați puternici. Și ni se dau mai multe, adică 5 nume. Și aș dori să-mi spuneți din Biblie 5 bărbați care credeți că sunt un exemplu. Un. Daniel, pentru că asta am cântat. A fost foarte ușor. Așa. Iosif. Iosua. Moise. Noe. Iov. Încă nu i-ați acoperit pe toți. Enoch. Avram. Domnul Iisus. Nu. Da. Iacov. Nu este între exemplele care urmează să le discutăm. Ok, o să le luăm pe rând și o să vedeți despre cine era vorba. Primul, așa cum a fost amintit deja, este Iosif. Și aș dori să trecem pe scurt prin istoria vieții lui. Fiul preferat la părinți, trimis la frații lui într-o călătorie, am putea spune așa, un fel de excursie, să aducă vești. Frații lui îl vând în Egipt și ajunge rob în casa lui Potifar. După ce este faraon, a văzut că sub mâna lui lucrurile merg foarte bine, l-a pus peste toată casa lui, iar apoi știm cu toții ispita care a trecut-o cu bine soția lui Potifar, dar ajunge în închisoare. Cum îl vedem pe Iosif în această postură? Adică fiul preferat, rob, stăpân al casei, întemnițat. Este un contrast destul de mare. Totuși, în fiecare din aceste situații, este ceva foarte caracteristic la Iosif. Și o să vedem mai târziu. Apoi, acolo în închisoare, aș putea spune, cine mă scoate de aici? M-a băgat al doilea om din Egipt, m-a aruncat în temniță, cine mă mai scoate? Ar fi putut să o ia pe arătură, cum zicem noi. Dar totuși a rămas statornic la principiile pe care le învățase în copilărie. Apoi, după un anumit timp, este chemat la conducerea Egiptului, al doilea din toată țara, după faraon. S-ar fi putut gândi în alt fel. Dacă sunt al doilea din toată țara, faraon mi-a dat totul sub mână, în afară de scaunul lui. Cine m-ar putea da jos de aici? Și s-ar fi putut mândri. Totuși, îl vedem că rămâne la ceea ce a învățat, chiar dacă are o poziție socială foarte înaltă. O caracteristică pe care am putea să o tragem de aici, din viața lui Iosif, este statornicia la principii. Iosif a fost statornic la ceea ce învățase el în copilărie, ceea ce părinții lui i-au spus. Și atunci când în capitolul 7 din Cartea Educației ne este dat exemplul lui, Sora White îl amintește ca cel mai mare demnitar. Dumnezeu l-a dus într-o poziție foarte mare, cel mai mare conducător al lumii, care totuși a fost un om al lui Dumnezeu. După aceea urmează Daniel, cum s-a amintit. Daniel, la fel ca și Iosif, luat de tânăr din căminul părinților lui, dus în Babilon, cetate înfloritoare, cu multe posibilități, și pe lângă acest lucru, dus chiar la casa lui Nebucadnețar, pentru a învăța acolo. Le este dat un test la începutul acestui drum pe care îl încep în Babilon, test pe care știm foarte bine că cu ajutorul lui Dumnezeu l-au trecut. Este după aceea chemat pentru a tâlcui visul lui Nebucadnețar
Apoi este pus într-o poziție la fel, aproape ca și Iosif, era al treilea în toată împărăția. Și de unde a plecat? De la același cămin umil din Israel, chiar dacă era fiu dintr-o familie nobilă, totuși educația lui a fost o educație care a durat și a trecut testele vieții, chiar dacă acestea nu erau foarte ușoare, după cum, adică cel puțin fiind străin undeva, ai putea spune că oricum nu vede nimeni, nu știe nimeni, să mă amestec și eu prin mulțime ca să dau bine. Totuși, el a ales să rămână la principii. Apoi, mai târziu, când a trecut de la Imperiul Babilonian în Imperiul Medo-Persiei, a rămas printre sfetnicii împăratului și știm foarte bine că avea un obicei de a se ruga zilnic, obicei pentru care și-a riscat chiar viața. Totuși, el a zis următorul lucru și Sora White îl caracterizează în următorul fel: loial lui Dumnezeu. A rămas întotdeauna gata, dispus a suferi orice pentru Dumnezeu. Un alt personaj care nu l-ați amintit este Elisei. Facem cunoștință cu el când era la plug. Era pe câmp, era un tânăr și conducea a 12-a pereche de boi. Lucru care ar putea părea neimportant. Dar când era mai mic, tata mi-a zis că a 12-a pereche de boi era un lucru foarte important pentru că corecta greșelile făcute de ceilalți care mergeau cu brazda, pentru ca ceilalți, atunci când începeau din nou brazda, să aibă un reper după care să meargă. Iar pentru a corecta unele greșeli, ai nevoie foarte mare de atenție. Lucru la care Elisei s-a dovedit capabil și în slujba lui de ajutor al lui Ilie. Îl vedem turnând apă pe mâini prorocului, lucru care nu îi se părea o umilință. O făcea cu bucurie, chiar dacă știa că după Ilie el rămânea proroc, a acceptat această chemare a lui Dumnezeu. Iar apoi când Ilie vroia să meargă, când urma să meargă la cer și parcă așa putea spune că vroia să scape de el, era atent și întotdeauna a spus: nu, Domnul meu, voi merge cu tine. Un lucru pe care îl putem observa în viața lui Elisei este atent la lucrurile mici. Și ca și, aș putea spune, funcție socială, a fost cel mai mare reformator al lui Israel. Așa ne spune Sora White. Apoi aș dori să ne întoarcem puțin în timp la Moise. Și ce știm despre Moise? Născut într-o perioadă în care, atunci când se auzea plânsetul copilului, în câteva ore se auzea plânsetul mamei după copil, pentru că era omorât, Iochebed s-a gândit să facă cumva, să salveze copilul. Nu vroia ca să lase copilul acesta să moară. I-a dat o educație până la vârsta de 12 ani, apoi știm istoria, cum a ajuns în Madian, Dumnezeu l-a educat alți 40 de ani, după care a fost chemat pentru a scoate poporul Israel din Egipt. Un lucru nu foarte ușor, ținând cont de câte capricii avea acest popor. Era un popor foarte încăpățânat, tare la cerbice, cum ne spune Biblia, și nu se lăsa ușor condus. Totuși, de fiecare dată când greșeau, Moise spunea, se ruga Domnului pentru ei și le zicea: lasă-i, mai dă-le și șansa asta, iartă-i și acum, poate se vor pocăi. Moise a fost pentru lume cel mai mare, cel mai înțelept legiuitor. Chiar după 1500 de ani, pe vremea Domnului Iisus, încă îl auzim foarte des amintit. În legea lui Moise ni se spune: tu dar ce zici? Îl întrebau pe Domnul Iisus. Neștiind sau
nevrând să admite că legea a fost dată lui Moise prin Domnul Iisus. O caracteristică a lui Moise, da, iar din ceea ce am povestit sau prezentat acum, era puternic în credință. Se încredea foarte mult în Dumnezeu și credea că poporul chiar poate fi remediat. Și un ultim exemplu care nu a fost amintit, Pavel, la fel ca și Elisei, facem cunoștință cu el doar când era un tânăr și începe cariera, așa zisă carieră, păzind hainele celor care îl omorau pe Ștefan. Și apoi, după câțiva ani, îl găsim în culmea gloriei, era în vârful carierei lui, prigonea pe creștini. Pe drumul spre Damasc se întâlnește cu Dumnezeu și, acum am amintit aseară Ovidiu, îi cad de pe ochi niște solzi. Fizic, dar și spiritual. Și primește atunci o chemare de a predica neamurilor. Face acest lucru pentru toată viața lui până moare ca și martir. Și în toată perioada vieții lui, mereu când slujea, un lucru pe care îl făcea și care aș putea spune că este caracteristic lui Pavel, este slujirea cu voioșie. Știm că întotdeauna nu s-a plâns niciodată de nimic, îi plăcea sau se bucura atunci când avea parte de greutăți, pentru că aceasta îl făcea mai puternic în Hristos. Și sora White ne spune că după Domnul Iisus a fost cel mai mare învățător pe care lumea l-a avut. Acum, pentru a face așa o concluzie scurtă, aș dori să, dacă îmi puteți spune caracteristicile principale ale fiecăruia dintre cei cinci pe care i-am amintit. Iosif, statornic la principii. Următorul, Daniel, loial lui Dumnezeu. Elisei, atent la lucrurile mici. Moise, puternic în credință, iar Pavel, voios în slujire. După cum am văzut, niciunul nu a, putem spune că a avut așa o familie foarte de oameni bogați, influenți. În schimb, ceea ce a avut fiecare, în afară de Pavel, aș putea spune, o educație. Educația aceasta au primit-o din Scripturi. De aceea, pentru a închide, aș dori să citesc un verset din 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vedem că în Cuvântul lui Dumnezeu putem găsi aceeași educație pe care au avut-o acești bărbați care au trecut prin greutățile vieții și care s-au dovedit a fi buni, exemple bune pentru noi, de aceea au rămas amintiți în Biblie. Așa că atunci când avem o problemă, avem o nelămurire, ceva care ne frământă, să apelăm cu încredere la Cuvântul lui Dumnezeu și ori de câte ori facem acest lucru, vom găsi putere în Cuvântul lui Dumnezeu, iar noi să rămânem așa ca Iosef statornici, loiali lui Dumnezeu, să fim atenți la ceea ce ceilalți au nevoie, să slujim cu voioșie și să avem credință că Dumnezeu va lucra. Amin. În continuare ne vom pleca pe genunchi și ne vom ruga.
înainte de aceasta, dacă sunt motive de rugăciune care trebuie să amintite. Dacă nu, atunci ne vom pleca pe genunchi și ne vom ruga.